În ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, împreună cu reprezentanții autorităților cu atribuții în domeniu, au desfășurat acțiuni pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19 și pentru informarea cetățenilor cu privire la noile măsuri impuse în acest context. Forțele de ordine angrenate în acțiuni punctuale de control au efectuat verificări la 81 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 780 de obiective de interes și 556 de autovehicule destinate transportului de persoane. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 3.247 de persoane și au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, în vederea respectării măsurilor de siguranță, polițiștii au controlat 1.747 de persoane, dintre care 942 de persoane cu privire la respectarea măsurilor de izolare și 805 persoane cu privire la respectarea măsurilor de carantină. Ești vaccinat? Da, sunt AstraZeneca, vaccinul și rapelul. Foarte. O să facem o verificare, da. O să trebuie să-l pozitivar, facem verificare ca să fie totul în regulă. De ce am mâna care ce-am mit acum de la București, n-am înțeles de făcut, dar în seară mi-a făcut... Ai prins? Nu, ăsta, l-a făcut la seară, cu prietena mea mașină. L-a făcut la AstraZeneca, da. Toți din mașină aveți certificat verde? Verde declarate cu propria răspundere sau ați trecut prin boală? Venim de la munte, am o impozit. De ce? Ce faci în acolo? Am ținut de programat. Era și eu sunt la mai de munte. La 20 la 05, persoanele nevaccinate sau care nu fac dovada că au trecut prin boală. O să vă rog să rămâneți puțin la mașină, da? Seara asta v-am aplicat un avertisment pentru faptul că l-am zis la noastră de prietenii pregătiți de legea 15. Da.
motiv de verință, dacă vreți să o facem și cu o discuție, asta o facem. Trebuie să se facă precizare intervalul orar în care dumneavoastră vă deplasați de la serviciu către locuință. Și cu siguranță bănuiesc că nu-l aveți scris acolo, nu? Zic și eu. Sau dacă l-aveți, nu vă uitați la cine. Certificat verde aveți? Să ne-l arătați, nu vă rugăm.